Salutări și bine ați venit la peplus.ro, unica platformă video din România cu informații din domeniul ospitalității. Doar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu lăsați să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. Hotelul Lido, unul dintre hotelurile istorice ale capitalei, va fi redeschis în toamna acestui an de către omul de afaceri Mohamed Murad, care a închiriat hotelul pe 15 ani de la proprietari. El va investi peste 5 milioane de euro și intenționează să-l afilieze la lanțul hotelier controlat de Donald Trump. Urmașii doctorului Constantin Angelescu, cel care a construit hotelul în anii 30, l-au revendicat și câștigat definitiv în instanță în 2010, după ce au așteptat peste 17 ani și ar fi cheltuit un milion de dolari cu procesele. Imediat ce a fost preluat de către moștenitori, hotelul a fost închis și așa a rămas până astăzi. Complexul Lido, hotelul și Casa Monteoru au fost construite de doctorul Constantin Angelescu în perioada 1905-1930, după un proiect realizat cunoscut arhitect al epocii Ernest Dorno, pe un teren cumpărat împreună cu soția sa, Virginia Constantinescu Monteoru, în 1904. În urma căsătoriei cu aceasta, Angelescu a devenit proprietarul stațiunii la Monteoru, al unor terenuri petrolifere și al unor imobile în Buzău. Hotelul are 119 camere, iar potrivit omului de afaceri Mohamed Murad, va avea 4 stele plus. Încercăm să-l afiliem la lanțul hotelier Trump, dar până atunci se va numi Lido by Fenicia, a afirmat Murat. Muhammad Murat deține pe lângă lanțul hotelier Fenicia și lanțul de restaurante Springtime și fabrica de conserve Mandy. La final avem și o întrebare. Ne dorim un hotel Trump în mijlocul Bucureștiului? Vă mulțumim pentru vizită. Dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și subscribe pentru a nu rata clipurile viitoare. Numai de bine!